Mamma mia! Poate să zic orice, fiți atenți, orice. Bună seara! De ce n-am început cu Iulia? Bună seara! Salut! Eu sunt Iulia Clisu și în urma ultimei apariții de la Iumor am aflat cine sunt. Agenta sexy, fata frumoasă, tipa căreia nu-i vezi creierul de... Măi, nu mă plâng, dar eu voiam să vin la Iumor și am nimerit la... Bine că dacă aveam măcar un dolar de la fiecare om care s-a holbat la corpul meu, acum avea bani destui să dau șpagă să ajung în finală, dar ce să vezi, tura asta tot la audiții rămânem. Da, oricum, lui Bordea îi ia minim 2 luni să proceseze imaginile de data trecută ca să facă loc în creier pentru altele noi. Da, chiar asta. Da. Nu-l subestima că are procesare rapidă. Nu sunt o feministă, în schimb, câteodată parcă mi-aș dori să le am la spate. La Angelina Jolie a funcționat. De când și-a făcut operația de mastectomie, toată lumea urmărește subiectul filmului. În schimb, majoritatea premiilor le-a luat înainte. Da. Ce-i drept, și eu dacă știam câte mari o să se facă, nu mai mă chinuiam să fac o facultate și 2 masterate. Corect. 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 Ai ocupat un loc, aiurea. Dar, dacă stai să te gândești, poate de asta le-am luat cu note mari. Da, în concluzie, la cât de ușor pică sistemele universitare în fața turilor mele, nu mă mir mâine, poi mâine să mă sune de la Harvard, să-mi spună că mă vor studenta acolo, pentru că ceva din atitudinea mea îi face să învețe mai bine. Da, și când ajung acolo, toți să aibă uniformă de student, iar eu să am o uniformă de școlăriță. Pe motiv că, știi, uniforma asta este pe tipul tău de bursă. Să mă trezesc că-mi dau tocuri, pe motiv că eu învăț la standarde mai înalte. O mizerie, deci eu am să fac contestație la toate chestiile astea și după lungi și lungi negocieri am să obțin ca uniforma de școlăriță să fie măsura mea. Da. Și accept condițiile și încep anul universitar la Harvard. Și mă plimb pe acolo prin campus să mă vadă studenții cum merg pe tocuri pe iarbă. Păi rămâne tocul înfipt în pământ, Iulia. Da, și cred că o să mă țină cât mai mult acolo, pentru că știți, ei își folosesc foarte mult partea stângă a creierului, cea cu rațiunea. Și holbându-se la mine își dezvoltă partea dreaptă a creierului, cea cu creativitatea. Practic, lucrând împreună, este foarte posibil să ajungem la succesul ca cineva să-și folosească creierul un procent de 100%. O să-mi facă statuie! Dar, stați, sper că de marmură și nu de silicon. Sper eu turnată în fața facultății și nu cumva portabilă sau fracționabilă. Unul să fugă cu o parte, unul cu o parte. Hei, eu am prins o mână, dar îmi doream laba piciorului. O țin pe asta până face cineva schimb. Ce să facă cu laba piciorului? Să o analizeze, că stă la Harvard, unde vă gândiți? Să aplice toate formulele matematice ca să vadă asocierea dintre forma ei și senzualitatea, nu? Că de la asta a pornit tot. Doamne ferește, ce prostie! Ce prostie am ajuns să vorbesc la televizor! Da. Dar ideea este că încerc foarte mult să nu vorbesc despre imobiliare. Data trecută mi-a spus că am venit să-mi fac reclamă. Da. Și asta a fost? Sper că tura asta nu o să ziceți la fel. Nu. Nu, tăiem. Nu, deci dacă voi vreți să spuneți că iar mi-am făcut reclamă, vă dau eu subiect, nu-i problemă. Ce privire pierdută are Bordea. Nu știu unde s-a pierdut, nu dau seama. Că e așa, e numai gale și în continuu. Uitați, ceva despre mine, ceva despre mine. Am terminat facultate de contabilitate cu 10. Bă, îți faci reclamă, nu, îți faci reclamă. O fi adevărat? Care? Deci, având în vedere că am terminat cu 10, sunt un bun consultant financiar. Practic, de la cupă D în sus, n-ascultă nimeni ce zici. Ea nici cu bluză pe gât nu funcționează. Nu, e același efect. Eu oricum recunosc că... Eu asta cred. Uit, am uitat ce a spus, adică nu... De aceea îi sfătuiesc pe toți, din tot sufletul, să nu irosească timp valoros din viață, plătind taxele și amenzile. Pentru că, știți și voi vorba aia, amenda este o taxă că ai făcut ceva greșit, iar taxa este o amendă pentru că ești corect. Vă mulțumesc! Bravo! Măi,